Scandal mare astăzi într-un bloc de locuințe sociale din sectorul 4 al capitalei. Trei familii care au încercat să ocupe abuziv trei apartamente, pur și simplu nu au mai vrut să iasă de acolo. Au amenințat chiar că se aruncă de la balcon în momentul în care polițiștii locale au vrut să evacueze. De ce stați acolo pe balcon? Ca să ne aruncăm, dacă intră peste noi, stărim de aici. Da, e casa dumneavoastră acolo? Nu, doamnă, suntem evacuați. Avem acte legale de puse către primăriile. Oamenii au spart ușa apartamentelor sociale și au făcut tot posibilul să rămână acolo după ce, în urmă cu două săptămâni, au fost evacuați din case naționalizate. Astăzi, în jurul orei 10, 6 persoane au ocupat abuziv 3 garsoniere situate la etajul 4 în acest imobil. Au forțat intrarea în bloc și au rupt sigiliile. Aflaseră că există apartamente sociale în zona podului Mărășești, iar ei nu aveau unde să se ducă. Am fost evacuați din imobilul din Bulevardul Regina Maria 23. Locuim câteva familii în fața blocului cu copii minori după noi. Ne-am lăsat locurile de muncă, stăm în stradă, murdari, stăm în stradă. Am știut că sunt astea, garsonierele astea goale, am intrat și am vrut să ocupăm, deoarece nimeni nu ne bagă în seamă. V-ați gândit că ar putea să vină poliția să vă dea afară și să și riscați să fiți sancționați, pentru că deja sunteți trei sancțiuni aveți. De cât timp stați? Cât timp a stat în stradă? De 10 zile ne ducem la dânsi și la uși, nu ne bagă absolut nimeni în seamă, dau din numeri. N-am mai suportat, deoarece frig, ne mâncați, ne spălați, nu suntem oameni străzii. Au și copii care, spun oamenii, nu au mai mers la școală de 10 zile. În cele din urmă au fost duși toți 9 într-un adăpost social, iar autoritățile le-au promis că dosarele lor vor fi reanalizate. În cazul în care nu se va întâmpla acest lucru, ce veți face? Veți recurge la gesturi extreme? O să încercăm din nou. Pe numele celor 6 adulți s-a deschis însă un dosar penal pentru rupere de sigilii, intrare prin infracție și tulburare de posesie.